Știați că vine pandemia? Nu neapărat forma, dar... Nu, știam că vine ceva de genul ăsta. Nu mai am participat până acum la un podcast. Vreau să văd cum e și vreau să te și cunosc. Și dumneavoastră sunteți un nenorocit care a furat și corupt și... Da, așa. Nu o să spune ce am furat. E, tocmai. În orășelul X, dacă nu era curent într-o seară, eram de vină normal eu. Dar nu înțeleg unde sunt casele din Brazilia, dacă tot trebuie să fie dovedit. Dom'le, le-au tot căutat, da, și plantația de cafea. Eu am spus-o mai multe rânduri. De cannabis n-aveți? Nu, de cannabis nu. A spus într-un timp că România este un spațiu în care se testează. Și mi s-a părut foarte interesant că dumneavoastră ați fost testul pentru Trump în a doua campanie. Da, pe cum? S-a mai permis să se folosească cuvântul patrie? E penibil. E ridicol, e anti-european. Adică noi trebuie să fim pro-europeni. Ce înseamnă pro-european? Stat în genunchi. Domnule Dragnea, vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat. Mai pentru ce? Să venim la, să facem primul podcast cu Liviu Dragnea. Mi-a stârnit curiozitatea, n-am mai făcut până acum. Nu am participat până acum la un podcast. Și vreau să văd cum e și vreau să te și cunosc. Că recunosc că te-am mai urmărit așa și îmi place. Ești un tânăr smart și destul de neliniștit, ceea ce e important. Mulțumesc frumos. Am văzut un lucru la cele 40 de întrebări. Ați spus că sunteți nevorbit și asta îmi doresc să facem acum, fără pauze publicitare. Sunt nevorbit, într-adevăr, da. Încet, încet, încep să-mi recapă darul vorbirii. Trebuie să vă spun un lucru. Eu în 2015 am fost la proteste imediat după Colectiv. Atunci era cu Ponta, după a venit OUG și referendumul pentru familie. Și atunci la fel am ieșit super, nu, că schimbăm noi tinerii. Aș vrea să discutăm un pic despre aspectul ăsta, dacă putem intra în zona de cum s-a manipulat tot contextul, toată situația, cum noi, tinerii, cel puțin cei din generația mea, au ieșit în stradă și au făcut ce au făcut, fără ca măcar să fi citit OUG-ul, fără ca măcar să fi înțeles ceva. Adică, chiar aș vrea să vă arăt acum un clip cu mine, sper să nu vă supere. Ala cu șampania sau ce? Nu. Ala l-am imediat, văzut. Imediat după ce ați intrat, când era media, când vă ducea la... Păi ala l-am văzut. A, l-ați când văzut. Te bucurai, da. Da. N-ai fost singurul. N-am fost singurul și cumva acum regret. Motivul pentru care v-am adus aici, ca să zic așa, este că aveți un discurs foarte bun. Tind să vă cred, mai ales după tot ce s-a întâmplat și tot ce a spus în trecut și acum putem să vedem că a fost adevărat. Încă am un pic reticența, bine, eu nu mai am, dar aș vrea să fac cumva pentru cameră, să înțeleg că mie mi-e ușor cât de cât să-mi asum, să spun faptul că, bă, am greșit când am ieșit să-i zic ce am zis domnului Dragnea și aș vrea cumva să discutăm despre aspectul ăsta. Cum se manipulează efectiv populația? Bun, nu e obligatoriu să mă crezi. Nu e obligatoriu să mă creadă nimeni. Doar că, din păcate, românii sunt destul de ușor de manipulat. Din multe motive și aici nu ține de psihologia poporului român, ci ține de ceea ce s-a întâmplat în țara asta după al doilea război mondial până în 89, toate transformările prin care a trecut și o perioadă de dictatură comunistă și toate furtunile de manipulare, de fake news-uri care au început să existe și să fie rostogolite după decembrie 89 până azi, deci până astăzi. Și n-a fost foarte greu ca oamenii să fie manipulați, pe lângă faptul că există manuale de manipulare, sunt experți mondial în manipulare. Dumneavoastră ați fost pus la zidul infamiei, aceea a fost tehnica. A fost demonizat, inclusiv în orașul, în orășelul X, dacă nu era curent într-o seară, eram de vină normal eu. Nu, asta nu am dat-o de la mine, nu mai spun orașul. Așa era, se întâmpla atunci. Din păcate, spun,
aproape tot ce am spus eu în perioada 2016-2019 până pe 26 mai s-a adeverit și mă refer la lucrurile negative. Nu a reușit nimeni într-un mod serios sau credibil să spună până azi, nu neapărat mie, să demonstreze până astăzi o singură măsură economică sau socială, legislativă sau guvernamentală sau administrativă, care să fi produs rău unei părți din populație. Nu a reușit nimeni să-mi spună. În afară de faptul că chestia generală, domne, nu era bine, nu făcea, sau mă rog, nu face, că vorbeau, acum mai sunt din ce în ce mai puține voci și foarte chițăite. Să spună, domne, că n-a făcut bine aia, care e aia care, pe care n-am făcut-o bine. Putem discuta în zona macroeconomică, microeconomică sau în zona de stat de drept. The rule of law, așa cum spun dragii noștri aliați strategici americani. Da, frumos. A spus într-un timp că România este un spațiu în care se testează și mi s-a părut foarte interesant că dumneavoastră ați fost testul pentru Trump în a doua campanie. Da, deci România este o țară test. Nu este o glumă. Când eu am vorbit pentru prima dată în 2017, undeva octombrie-noiembrie, despre noțiunea de stat paralel, nici măcar n-am inventat eu sau altcineva. Deep state-ul din era state. Exact, în America. Operation Paperclip de pe vremea. Exact. Mulți spuneau, dar ce e asta, că nu există? Acum e deja... E mainstream. E asumat că există. Ce este foarte rău. Că românii nu înțeleg că în România astăzi, oricine poate fi luat oricând pentru orice. Indiferent că ești tânăr, că ești în vârstă, că ai... că ești vlogger, că faci podcasturi, că ai un business, că faci politică, că scrii în presă, oricine poate fi trezit la 6 dimineața cu mascații, luat pe sus, umflat și după aia s-ar putea să nu se mai știe de el. Sau să se vadă la televizor ce mare criminal a fost acest individ. Câte crime are la activ dovedite? Nu, dar poți să le dovedim. Și este evident, adică nu mai trebuie dovedit. Dar nu înțeleg unde sunt casele din Brazilia, dacă tot trebuie să fie dovedite. Dom'le, le-au tot căutat, da, și plantația de cafea. Eu am spus-o în mai de multe rânduri. De cannabis n-aveați? Nu, de cannabis nu. Am spus-o mai multe rânduri și, dom'le, dacă îmi găsiți ceva, mă opresc doar 10%. Și restul dau oricui. Dar asta n-a rămas doar că au zis ei la televizor și vezi, doamne, n-au căutat. Nu. Un lucru care trebuie știut este că în perioada 2017-2020 noiembrie, Agenția Națională de Integritate a verificat în toată lumea, inclusiv Statele Unite, inclusiv Brazilia, bineînțeles și în România, la mine, la rude, la prieten, dacă am avere nedeclarată sau bunuri nedeclarate sau conturi nedeclarate. Când v-ați apucat dumneavoastră de business și când ați intrat de în business, politică? M-am apucat în 90. Am fost prima inițiativă privată din jumătate de sud a României. La câteva zile după ce a fost publicat decretul lege 54, am plecat cu un bar într-o comună și până în 96 aveam împreună cu un prieten un complex hotelier, 3 restaurante, 3 magazine, 2 centre angro, 1000 și ceva de angajați, eu având 20 ceva de ani. Și când ați intrat în politică? În 96, în decembrie, deci 97 practic am intrat în politică, având aceste firme, proprietăți, adică eu n-am venit... Nu, mă gândeam că poate încă de prin 96 v-ați gândit de la început, neștiind cum unde să ajungeți și cum o să ajungeți, că trebuie să vă ascundeți cumva pe acolo. Da, sunt și un fel de mamă omidă, adică eu deja am stabilit ce se va întâmpla viitor. Eram puști. Tu câți ani ai? În 96 m-am născut. Mulți înainte. Mulțumesc, deci,
E mare diferență, adică e ca și cum îți spune ție, tu deja știi ce se va întâmpla peste 20 de ani, peste 25 de ani și de acum. Fiind serios, eram un puști care eram, care funcționam și mă mișcam în jungla economică de atunci, că era o junglă. Se construia un pseudo-capitalism în România. Da? Și de către cei care intrasem în zona privată și de către cei care trebuiau să controleze. Toți învățam mergând. Am intrat în 95-96 într-o perioadă inflaționistă inimaginabilă în România și am reușit să o depășim. Eu am avut declarații de avere începând cu 96 decembrie până când am fost luat din viața publică în 2019. Deci la mine nu a existat an în care să nu fie o declarație de avere. Deci, doi, în România, cine crede că un om politic sau un om de afaceri își poate ascunde bani sau proprietăți, înseamnă că și acum trăiește într-o zonă de poveste. În România, un om politic, dacă are 5.000 de euro nedeclarați, SRI-ul află instantaneu, adică are, află, în, hai să zicem, 3 zile, dacă nu într-o zi. Dar vorbim de sute de mii de euro sau milioane de euro. Nu există și eu ca oricine altcineva mi-aș fi dorit că să am. În, au ieșit acum Panama Papers și nu sunteți acolo. Din păcate, din păcate, pentru că din Panama Papers, aia din, nu, asta nu e Panama, e Pandora Papers. Pandora. Prima a fost Panama, mai e Pandora. Poate nu era rău să fiu acolo, adică aveam ceva. Nu cred că mai erați aici, dacă... Deci, au fost investigații făcute, schimburi oficiale de informații între instituțiile statului român și celelalte instituții din celelalte state, nu au găsit nimic, pentru că nu au ce să găsească. Au o foarte mare problemă, pentru că atât de mult au mințit, încât o parte dintre ei au ajuns să își creadă propriile minciuni. Mhm. Uh-huh. Asta este problema. Eu am fost la Consiliul Județean al Tinerilor Telorman. Mm-hmm. Și se creează o zonă de asta de echo chamber în care societatea spune ceva și tu dacă reușești să confirmi ceea ce spune societatea dintr-o zonă mai apropiată, ești mai șmecher, ai un alt statut. Ce vreau să spun prin chestia asta? Eu eram atunci acolo și pentru că eram acolo, în media de pe vremea aia se perpetuau anumite lucruri, că Dragnea e rău, că face nu știu ce și am zis, știu eu cum s-au spălat bani până nu știu ce. Până... Și mă simțeam bine că ziceam chestia asta. Dar nu era adevărat. Dar totuși o ziceam. Și în felul ăsta se perpetuează un mesaj datorită validării pe care ți-o iei că societatea zice ceva și trebuie să zic și eu ca el. Deci o minciună repetată de suficient de multe ori și spusă cum trebuie, în final ajunge să fie crezută. Știi cine a spus asta? Goebbels. Goebbels a fost ministrul propagandei al lui Hitler. Nu era Eduard Bernay? Eu am citit chiar zilele trecute despre acest lucru, chiar pe internet. Acest adevăr despre minciună este îngrozitor de păcătos și a fost folosit și va fi folosit foarte mult. E mult mai ușor să demonizezi pe cineva, să-l faci să nu ascultă ceea ce spune, decât să-i contrazici argumentele. Păi, dacă ne uităm puțin în spate, așa, o primă măsură care mi-aduc aminte, ordonanța 114, foarte hulită, prin care am, pe lângă alte lucruri, am plafonat prețul la energie și la gaze și la și anumite măsuri pentru bănci pentru a ține în frâu dobânzile. Uh-huh. Și a stimula băncile să investească în business-ul românesc, nu să stea toate să ia bani, să împrumute statul de unde are asigurată și rambursarea și dobândă. Am fost făcut atunci cu ou și cu oțet. Vreau să scot investitorii din România, că nu înțeleg politica economică, că este împotriva... Investitorii, adică mecanismele de spoliere.
Deci, că sunt împotriva capitalismului, a liberalizării prețurilor. Și am zis, mă, fraților, deci, în primul rând, există paragrafe foarte clare în regulamentele Uniunii Europene care se permite fiecărui stat, ca în anumite momente, când consideră că este foarte important pentru stabilitatea economică, socială, se pot plafona prețurile pe termen de 6 luni și se poate continua această măsură până la 3 ani maxim. Asta însemna că 2022 inclusiv, noi aveam prețurile plafonate. Care ar fi fost rezultatul astăzi? România a fost singura țară, ar fi fost singura țară din lume care avea prețurile ok la energie, economia ar fi mers mult mai bine decât alte economii, puterea de cumpărare a populației nu s-ar fi prăbușit cum e prăbușit acum și nu ajungeam în situația în care intrat odată pe spirala asta a scumpirilor, nu se știe când se mai poate reveni, pentru că la fiecare spirală de scumpiri se creează niște bule, cum e bula imobiliară, cum e bula alt gen de business, care ele se vor sparge la un moment dat și nu vor pierde nici băncile, nici companiile mari, în final vor pierde tot cetățenii, adică populația. Știați că vine pandemia? Nu. Nu. Sau știați că vine ceva de genul? Știam că vine ceva de genul. Nu neapărat forma, dar... Nu, știam că vine ceva de genul ăsta. Am avut discuții mai multe cu lideri mondiali, cu care aveam o relație bună, pe care o am și acum, și care îmi spuneau că urmează să se întâmple ceva, ori știau ce, ori nu știau ce, dar știau că se va întâmpla ceva și că fiecare țară, dacă vrea să treacă bine prin această perioadă, trebuie să fie foarte bine stabilizată din punct de vedere economic și din punct de vedere al energiei și al sistemului bancar. Asta a fost principalul meu motiv pentru care m-am orientat către astea două chestiuni foarte importante pentru orice economie și am luat acele măsuri. Bineînțeles că după ce m-au luat pe mine, prima sau a doua ordonanță a guvernului Orban în 2020 a fost să anuleze plafonarea prețurilor. Bineînțeles că atunci când a ajuns în Parlament ordonanța și noul PSD, care zice că s-a născut după ce am plecat eu, au votat cu două mâini ceea ce adoptaseră înainte. Adică au votat să nu mai existe plafonarea prețurilor. Adevărul e că PSD-ul și încearcă să-și refacă imaginea prin Marcel Ciolacu, iar un alta prin care dumneavoastră și PSD-ul au fost scoși de la putere a fost prin demonizarea dumneavoastră și a PSD-ului. Marcel Ciolacu nu prea e genul de caracter care să poată fi demonizat în felul cum ați fost dumneavoastră. Fix înainte să intru în apel și n-am mai avut timp să fac research și să-mi notez, am discutat cu Eugen Chiracu de la OCHR. Mi-a spus că dânsul chiar a fost la dumneavoastră în penitenciar și ați discutat. Bun. El mi-a spus un lucru. Am aflat că o să discut cu dumneavoastră și vreau să vă întreb de aspectul ăsta. Fix după ce v-au arestat, cred că Mihai Tudose... El era domnul cu ochii albaștri, frumușel, nu? Nu rețin numele. Tudose poate fi oricum, dar nu frumușel. Se îmbrăca într-o costum albastru, asta m-am reținut. Era un apropiat al dumneavoastră din PSD. Dâncu cumva? Vasile Dâncu? Nu. În fine. Mă rog. Mi-a spus în felul următor, că imediat după... a susținut o OUG sau o schimbare de lege prin care, dacă nu ar fi fost făcută atunci, toate măsurile pseudoștiințifice care au fost luate acum în pandemie nu ar fi putut fi aplicate dacă nu se făcea atunci acel lucru. De asta v-am întrebat mai devreme dacă știați că vine ceva. Nu știam că vine ceva, nu pandemie. Se vorbea ori de o criză economică, ori de o bulă, cum a fost bula imobiliară care a crăpat în America în 2008 și a tulburat tot globul. Nu știam ce. Adică n-are rost să, pentru mine, n-are rost să mă bag în
astfel de, de minciuni. Nu știa că știa cineva ce va veni, dar se simțea, se simțea că va veni ceva, ceva, mai ales că era o certitudine, că, adică asta aveam o certitudine din discuțiile pe care le-am tot avut în câțiva ani de zile, că se dorește reașezarea ordinii mondiale, adică o reașezare a intereselor, care sunt trei categorii mari și late. Sunt interesele legate de... Că astea sunt cele trei războaie în lume și vor fi în continuare. Războiul pe apă, războiul pe energie și pe hrană. Îl știți astea pe Călin Georgescu? Da, l-am cunoscut cu mulți ani înainte. Am avut câteva discuții cu el, 10 ani, 12 ani, nu mai țin minte exact. Eu l-am descoperit pe Călin Georgescu fix înainte, fix în noiembrie 2019. Încă eram între și între dacă să candidez sau nu. Uh-huh. Am văzut câteva clipuri de ale dânsului, m-a făcut să simt, mi se pare dumneavoastră și el, mi se pare că sunteți doi oameni politici, de fapt nu neapărat politici, doi oameni care vorbesc și fac să fac omul să și simtă ceva, adică vin și cu inimă, nu numai cu minte. Și i-am citit cartea Cumpăna României, în care vorbește despre proiectul politic hrană, apă, energie. Ați fi deschis să stați, să discutați împreună, să faceți anumite lucruri, nu știu, un interviu, o ceva? Cu Călin? De ce nu? Adică n-am... Am avut relații bune. N-am fost prieten sau... Dar, repet, nu mai m-am văzut. Uh-huh. N-am mai vorbit de foarte, foarte mult timp. Am oameni cu care nu vreau să mă văd sau să particip la nicio discuție pentru că ar fi o pierdere de timp. Televizoarele și netul e plin de oameni, de specialiști în datul cu părerea. Uh-huh. Oameni care vorbesc și nu spun nimic. Și, sincer, nu îmi permis să mai pierd nicio secundă așa, de dragul de a pierde timp cu nu știu cine. Da, pot discuta cu tine, să mă uit în ochii tăi, să încerc să înțeleg ce simți, cum vezi viitorul, uh-huh, și dacă pot să te fac să înțelegi, nu să te conving, să înțelegi realitatea și să iei o decizie și tu și colegii tăi de generație în deplină cunoștință de cauză. Pe mine asta m-a făcut să porez mișcarea asta politică, Alianța pentru Patrie. Pentru că, în primul rând, la PSD n-am mai văzut că există această dorință, nu mai au niciun fel de componentă națională sau componentă de mândrie proprie, s-au predat la Iohannis și nu mai puteam să pun umăr acolo. Nici aici nu am nicio funcție și nu vreau nicio funcție, dar tot ce am ca și credibilitate, ca și știință de a face, program de guvernare, de implementare și așa mai departe și de dezvoltare, îmi pun aici creând această mișcare care se vrea un partid strict pentru români, strict pentru bunăstarea românilor, dar care să fie și un partid care se face drept către români. Sunt grupuri de inițiativă peste tot. Și dăm voie puțin. Sigur. Și atunci lupta mea, mă rog, sau reluarea implicării mele în această acțiune are ca scop conștientizarea câtor mai mulți români despre realitatea a ceea ce se întâmplă în România, despre cauzele care au dus aici, despre cum se poate ieși, despre faptul că România are potențial, da, și merită să fie o țară suverană, o țară independentă, să fac cât mai mulți oameni să înțeleagă că e bine să iasă din această cacealma politică care este definită ca și lupta dintre stânga și dreapta. Nu există așa ceva. Există lupta politică acum între suveranism și globalism, adică între independență și sclavagism. Ăsta e un lucru pe care mă bucur că l-ați atins. Aș vrea să discutăm despre ideea de stat. De stat degeaba. De stat, stat. A, stat ca și... Ca și națiu, nu ca, ca stat, ideea de stat. De stat ca și complex de instituții. Exact. Da. Eu am ajuns la concluzia că dragostea cu forța nu se poate. Da. cum se poate ca un sistem statal care e bazat
pe furt și pe violență. Dacă o ducem la nivelul cel mai... Da, taxele nu-ți dai consimțământul, adică e bazat pe furt efectiv, că dacă nu, prin violență, te bag într-o cușcă. Asta știți... Fii mai explicit, că trebuie să înțeleg exact ce spui sau cum gândești mecanismul ăsta de taxare, nu? Lucrurile... De plata impozitor și taxelor, să înțeleg. Da. Ok. Sunt două mari forțe de control asupra populației pe care eu le-am văzut și ne țin în sclavagie. Da, există statul, care este bazat pe forță, mai prezent, și pe aia e religia, care e bazată pe chestii emoționale. Dacă nu faci ca mine, te bate Dumnezeu. Statul, în punctul ăsta, ceea ce face statul să meargă mai departe, sunt taxele prin coerciția fizică, efectiv. Dacă nu plătești taxele, trebuie să te duci la închisoare. Bun. Unde e libertatea și suveranitatea în aspectul ăsta? Pentru că eu poate n-aș vrea să plătesc taxe. Aș vrea să fiu liber să aleg dacă vreau să plătesc taxele. Nu să fiu forțat să le plătesc. În primul rând, ai deschis un subiect îngrozitor de complex și de periculos. Știu. Nu, de periculos ca și afirmații. În primul rând, orice lege este obligatorie pentru cetățenii unei țări care are un parlament care adoptă legi. Nu-ți convine chestia asta, renunți la cetățenie și pleci în altă parte. Asta este un aspect. Adică dacă ai dorința să ai apartenență la o comunitate, care înseamnă o comunitate națională, atunci trebuie să respecti setul de reguli. Putem discuta aici dacă setul de reguli e bun, dacă setul de reguli e prost, dacă se aplică corect, dacă nu se aplică corect, dacă e folosit ca instrument politic, ca ciocan politic, sau dacă este folosit ca instrument de răzbunare. Statul nu ți-a cu japca. Teoretic. Statul nu ți-a cu japca. Tu trebuie să plătești niște taxe și impozite, așa cum scrie în legislația financiară. Dar nu vreau. Păi dacă nu vrei, nu poți să rămâi în statul ăsta, în țara asta, pentru că este obligația fiecărui cetățean să sprijine comunitatea. Cum? Pentru a putea fi sprijinită sănătatea, pentru a putea fi sprijinită educația, pentru a putea fi sprijinită infrastructura, pentru a putea fi sprijinită cultura și pentru a putea fi sprijinit viitorul acestei națiuni. Dacă înțelegem... Acum că... s-a ridicat vălun și în următorii ani se va ridica și mai tare. Cel puțin la noi în țară, educația și sănătatea nu sunt. Și peste tot în lume. Adică eu în 2016 am fost în state și m-am lovit full on de mentalitate, ca să spun așa. Și tot în perioada aia eram la Facultatea de Științe Politice în cadrul universității. Și la noi, în momentul ăla, era încă la început politically correctness-ul predat în facultate. Și gheiala de pe la Bruxelles și mai știu eu ce. Spre exemplu, eu n-am învățat în facultate despre Holodomor. Ați auzit de Holodomor? Nu. Exact. Noi învățăm foarte mult despre ce s-a întâmplat la Auschwitz. Lucruri îngrozitoare, da? Ce au făcut naziștii. Au murit 7 milioane și ceva de oameni atunci. Bun. În aceeași perioadă și imediat după și un pic înainte, au murit 20 ceva de milioane de oameni aici, în nordul țării, în Ucraina, datorită bolșevicilor. Din cauză. Da, din cauză. Scuze. Și eu n-am învățat. Și nu se știu lucrurile astea. Și atunci m-am pus în perspectiva, ok, ce suntem învățați? Suntem învățați o narrativă pe care trebuie să o perpetuăm și să o dăm mai departe sau efectiv adevărul istoric? Și în momentul ăla am început să pun întrebările alea proaste de copil mic. De ce? De ce? De ce? Eu mă nasc liber la Dumnezeu, da? Ok, bun, de faptul că m-am născut undeva pe planeta asta, automat mă nasc în sclavie și trebuie să plătesc cuiva ceva? Nu. Nu. Răspunsul este nu.
Dar dacă toți ne naștem liberi, ceea ce, sau o afirmație cu care eu nu sunt foarte de acord, pentru că din păcate nu ne naștem liberi, din păcate, asta nu ni se spune. Dar, să zicem, ne naștem liberi și avem dreptul la libertate, la opțiune, la alegere. În același timp, nici nu pot să fiu de acord ca noi să perpetuăm un haos. Adică, uite, văd acolo pe ecran niște mașini care circulă. Uh-huh. Și șoferii sunt, s-au născut liberi, nu? Da. Păi și atunci, trebuie să mai fie, să nu se mai considere sclav pentru că trebuie să respecte o culoare roșie la semafor. Nu, regulile și bunul simț păi, sunt de... Deci, asta cu impozitarea și taxarea, ea trebuie să existe. Este foarte mult de discutat cum trebuie să fie făcută taxarea. Eu sunt foarte libertin aici, să zicem. Uh-huh. Eu am scăzut taxele. Sub România nu mai era decât Irlanda la momentul ăla și am putut să și măresc salarii și pensii. De asemenea, am introdus o lege, legea prevenției, în așa fel încât orice organ de instituție de control care merge la o firmă, de exemplu, domnule, să meargă de două ori înainte de a da cu barda. Adică prima dată îi spune unde crede el că a greșit, să repare, vine peste 6 luni, vede că a reparat parțial sau nu, încă o dată. Și să fie cu bună intenție, nu cu... Exact. Și să se meargă mai mult pe recuperarea prejudiciului, dacă tu crezi că e un prejudiciu, care să fie decis de o instanță în final, nu pe băga la pușcărie, pentru că așa s-au închis multe firme și se vor închide. Nu, asta nu înseamnă sclavagism. Sclavie poate să însemne pentru un popor termenul spre care noi ne îndreptăm, din păcate, cu pași consecvenți. Acum, în România. Mm. Adică să fim sclavii tuturor intereselor străine care operează în România. Neavând ceva cu ăștia, eu personal. Pentru problema nu e la ăla care își cere. Problema e la trădătorul din fruntea țării, trădătorii și lașii din fruntea țării, care le dau mai mult decât cer. Adică, pe de o parte, capitalul românesc, firmele românești sunt hărțuite și civil și penal, 4 îmbăcați în pușcărie, firme intrate în faliment, iar pe de cealaltă parte, știu, companiile mari, tu știi că nu sunt controlate? Păi... Merg cei de la ANAF acolo, stau într-un holișor, până când catadistește să vină un consilier al consilierului nu știu care, care discută cu ei puțin și cam spune să plece că... Nici n-ar ști să controleze în primul rând și în al doilea rând... Se bat cu armate de mari avocați acolo și de experți financiar contabili. Pe de o parte, pe de altă parte, să nu crezi că funcționarii de la ANAF sunt proști. Nu. Sunt foarte mulți oameni buni. Numai că nu-i apără nimeni. Bali se mai și spune, băi, voi trebuie să mergeți către Țața Gherghina de la Scări, de la Turnul Măgurele, lângă, mă rog, lângă Barul Turci, și sunt niște scări. Și acolo mai veneau oamenii de la țară să mai vândă oameni. Ba, o legătură de pătrunjel, ba, niște usturoi, ba, niște ceapă din aia nouă. Ia locul japca că ăștia fac evaziune fiscală. Și să-ți dau o informație. Prin nord-vestul României și nu numai, prin nord în general, vin din Polonia 10 de tiruri cu pătrunjel în România. Dane! Deci, iartă-mă. Domnul Dragnea, Telorman nu poate să hrănească toată țara. Doar de pătrunjel, nu mai vorbim de restul. Asta înseamnă să fim sclavi. Planul lor este ca în 7-8 ani de zile, în România să nu mai existe nicio firmă cu capitală românesc, ever. Agricultura să fie preluată de ei, comerțul deja este mare proporție preluat de hipermarketurile mari și, bineînțeles, resursele să fie gestionate de ei. Și eu zic așa, frate, nu să trezește românul. Asta eu fac tot ce pot ca să-l trezesc. Nu vrea. Ai spus mai devreme, un loc nu se poate face bine cu forța. Niciun popor nu poate fi trecut strada dacă nu vrea. Și eu îmi fac datoria să spun, nu îndemn pe nimeni să facă nimic. Doar să fac tot ce pot ca să explic. De ce sunt blocat la anumite televiziuni? Că n-aveți voie să spuneți. Că n-am voie să spun. Adică televiziune care... E bine... Când da. 12 ani mergi prin școală și ești învățat obediența și să asculți de ceea ce se spune să faci și ți se spune... Da. Mă rog.
De ce am deschis subiectul ăsta cu statul? Pentru că generația mea și mulți din generația mea, noi am început să ne dreptăm, să încercăm să ieșim. Am niște prieteni, au cumpărat o bucată mare de pământ, vor să-și facă comunitate acolo. Cu chestii pe la bursă, prin cripto, în fine. O chestie foarte smart și foarte tare. Noi vrem să ieșim, adică noi am, cel puțin generația mea, am ieșit cu ideea de libertate, de independență. Vrem să fim, lăsați-ne în pace, adică nu mai avem chef de voi. 1. 2. Asta e foarte greu să fie implementat. Cumva noi suntem anarhiști, dar nu în sensul negativ, ci în sensul clasic al etimologiei cuvântului din greacă. An și Archon. An înseamnă fără de și Archon stăpân. Fără de stăpân, decât Dumnezeu. Bun. Având lucrurile astea, știind lucrurile astea, să intrăm acum în structura statală, da? Și a spus mai devreme că avem o groază de hipermarketuri și așa mai departe. Și dumneavoastră sunteți un nenorocit care a furat și corupt și... Da, nu o să spune ce am furat. E, tocmai. Mă rog. Bun. Da. Eu, unul, ținând cont de tot background-ul ăsta, aș fi mult mai ok ca Liviu Dragnea și apropiații lui să aibă un prejudiciu de 25 de milioane de euro, că atât am văzut că e în ăsta cu Teldrum sau așa. Cât e. Să fi luat ei 25 de milioane de euro, decât să vină nu știu ce holding sau mai știu eu, nu știu, grup și să scoată miliarde de euro din țară. Mai bine își face FIEF-ul cu 25 de milioane de euro ceva, Dănu, decât să... Dănu, stai puțin. Deci, prejudiciu de la acest dosar celebru, prejudiciu de care se vorbește, de care vorbesc ei, reprezintă de fapt valoarea celor două drumuri. Care sunt făcute bine și pe care se circulă de 12 ani. Se circulă foarte bine. Nu mai știu acum acest stadiu, nu mai știu în ultimii 2 ani ce au făcut acolo. Adică, cum poți să spui că e prejudiciu un drum pe care a fost făcut? Asta ar însemna că eu trebuie să-mi iau acele drumuri, să fie ale mele, nu? Și să puneți da, pun, bă, o vinietă. Bun, am înțeles că trebuie să dau vinietă. Banii ăia, nu știu de unde. Dar dăm drumurile. Adică, această aberație dă bine. Prejudiciu de atât. Nu, eu doar am spus... Nu, dar stai puțin că s-a tot răstogolit. Nu știu cât mai interesează și pe cât mai interesează lucrul ăsta. Ceea ce ai spus mai devreme cu... Vorbește cu primarul Alexandriei, rog, eu nu știu dacă mai am. Și ia extrucție de la Alexandria. Deci, cum a fost făcută această localitate printr-un decret, mai știu cum se numea atunci. Nu ai voie să a fost dat de mavrodineni, deci, parcă. Nu, și mavrodinenii și mai mulți din jurul Alexandriei, boieri burghezi, nu mai vreau să plătească dări către cineva care nu le întorcea nimic, adică un drum mai bun și așa mai departe. S-au dus la Dimitrie Sturza și au spus, Doamne, uite, noi vrem să facem asta, noi ne strângem și facem orașul ăsta. Și și-au luat un arhitect, un urbanist celebru austriac, care de-aia și la Alexandria străzile sunt perfect dreptunghiulare, da. Și a fost o chestiune interesantă atunci, nu mai merge acum. Ar fi vorba de o zonă liberă. Nu merge în România. Dar tu ar trebui să vă gândiți și dacă nu cumva vi s-a și inoculat chestia asta. E posibil. Bă, ia voi, ăștia aveți o minte cam deranjantă. Și mai pune și întrebări, că bun, după ce trece manipularea, scade adrenalina și începe să gândiți, că voi gândiți, da? Pe deosebire de alții. Și începeți să deveniți deranjanți, pentru că v-am învățat să cereți și după aia o să puneți întrebări și o să vedeți că a fost o minciună aia și cereți răspunsuri acum. Ia nu mai bine vă duceți voi în anumite comunități așa, pe care oricum nu le puteți realiza, dar vă autoexcludeți din participarea la societate, la viața publică, la viața politică. Ținând cont de prezența la vot 30-70. Deci, trebuie să vă gândiți și la asta. E doar un sfat. Pentru că tot aici trăiți, care rămâneți în România, și tot ce se decide în următorii 2-3 ani, 1, 2, 3 ani,
vă va afecta în mod direct pe voi. Uh-huh. Noi nu o să mai fim. Bun, eu mai am de trăit cât? 100 de ani, să zicem. Să da, domnul. Dar voi oricum, oricum trăiți mai mult. Și voi și copiii voștri. Până la urmă, e vorba de viitorul acestei națiuni. Nu ți-ai pus întrebarea, domnule, dar de ce atât de mult au fost invitați și mânați milioane de români să plece din România? Doar așa a fost un proces natural 100%. Nu a bustat, sau cum se zice, nimeni procesul ăsta, nu, nici de afară. Păi gândește, 6 milioane de români sau 7 milioane de români. Eu cred că sunt mai mulți. Domnule, eu vreau să spun, care muncesc în diverse țări, cresc produsul intern brut al acelor țări. Adică cresc bogăția acelor țări. Dacă rămâneau în România, ce dezvoltau? Această țară. Adică 6 milioane de oameni care ar fi muncit în plus în România, ar fi dublu față de numărul salariaților de astăzi. Ceea ce însemna ceva inimaginabil. Păi România merită să fie lăsată să facă asta? Nici vorbă. Păi de ce? Păi România e o țară coruptă. Păi cine spune? Păi spun în primul rând niște colți de topor pe care noi le finanțăm pe la Bruxelles și după aia noi de la Bruxelles spunem, domnule, uite ce spun ăștia, România e o țară coruptă și ia plecați de acolo că nu puteți să vă dezvoltați, în special voi tinerii. Aici e esența, că și eu am votat USR-ul, da? Scăpăm de corupți, scăpăm. Succes în continuare. Foarte bine. Aici e ipocrizia. N-ai cum să spui că sunt politicieni corupți când întreg sistemul e bazat pe corupție, că vine și ți-a taxele alea cu forța. Asta e esența. Și în momentul când pedalezi chestia asta, deja se duce într-un nonsens. Și de-aia am spus, ok, dacă noi știm lucrul ăsta, hai să facem compromisul. Bine mă, să fure cine vrea să fure. Nu zic că ați furat. Nu, dar... Auzi, Dane, eu sunt vaccinat și pentru COVID și pentru asta. Pe mine nu mă afectează asta. Ignoranța. Să scăpăm de... Nu, ignoranța și înțelegerea greșită în ceea ce mă privește nu mai mă interesează. Ai problema ăluia care înțelege greșit, nu a mea. Eu stau cu fruntea sus în fața oricui. Problema la voi trebuie să fie alta. Bă, noi acceptăm să ne dezrădăcinăm ca și români sau încercăm să identificăm care e pomul ăla de care ne ținem sau care e obiectivul ăla spiritual, până la urmă, de care ne ținem. Mă, poate să fie patria, poate să fie țara ca națiune, nu ca populație, pentru că România încet, încet se duce către statutul de populație, adică un număr de oameni care undeva locuiesc undeva într-o zonă geografică bine determinată și stabilită. Nu mai există conștiința de sine a poporului. Pe cum s-a mai permis să se folosească cuvântul patrie? E penibil, e ridicol, e anti-european. Adică noi trebuie să fim pro-europeni. Ce înseamnă pro-european? Stat în genunchi. Eu nu vreau să fiu mai naționalist decât francezul, decât neamțul, decât belgianul sau italianul. Nici vorbă, dar măcar atât. Adică ceea ce face guvernul Franței pentru fiecare cetățean francez, fermier, producător francez, orice elev, student, aia vreau să fac și eu. Adică ăla are voie și eu nu? Cineva din România care produce legume, fructe super bio și eco și extraordinar de gustoase, după ce a fost, era zic o prostie, făcut vorbi ca la oricum la hipermarketuri, n-a putut să țină nici cu șpagă, n-a reușit. Un prieten care trăiește în Franța, de exemplu. Și s-a dus, domnule, eu îl știu pe vicepreședintele lui concernul Cutare, care e, de fapt, lanțul ăsta de hipermarketuri, prezent și în România peste tot. Și uite, am văzut astea și mă duc cu ele la... S-a dus cu ele la... La cum? Foarte bune și prețuri românești, adică super bune, gustoase și curate, făcute analiză. Păi gata să vină. Din ce departamente? Păi nu că e din România. Pare rău. Deci, la noi politica e foarte clară. Nu luăm decât de la producătorii locali, adică francezi. În schimb, când eu am vorbit de legea aia cu 50%, 51% măcar în hipermarketul produse românești, toată lumea a spus că sunt comunist, că sunt dictator, că sunt toate... Ești un dictator. Dar rămâi frățioare și mănâncă în continuare roșii pline de otravă și mult succes la hormon, la alte mutații. Putem să dăm drumul la clipul ăla? Dacă tot suntem la discuția asta...
Noi Asta e avem clipul cu... o mină de aur, da. Arată ciudat balenele astea. Ați fost în nu știu, Fiji, unde zicea? Nu. Vreau să văd dacă ați văzut balenele astea. Am văzut acolo niște destinații interesante. Le-am reținut, dar mă rog. A dat bine atunci, dar a avut totuși picioare scurte, minciuna aia. Vreau să vă arăt clipul cu un țăran pe care l-am întâlnit pe câmp. Eu în campania mea am aflat că la noi, eu nici nu știam că există așa ceva și mulți oameni nu știu că există așa ceva. Sunt canale de irigație trase peste tot, tot județul aproape. Hai să ne uităm și discutăm. Te vine să plâng. Tatăl nu a fost în primul război mondial și eu am trăit fără tataie, fără mamaie și nu iubesc această țară. Ar pleca acum, dar sunt prea bătrân. Toată lumea fură și ăia. Asta-i situația? Da. Ce-am mai rămas din ei? Nimic. Asta-i ce-am mai rămas de aici. Ok, ăsta-i canal. Canal de irigație, trebuie să rămâia irigatul munturilor. Adică în anii cu secetă, cum a fost și... Cum venea apa aici? Ai stația de repompare dincolo, înțelegi? Aici erau mulțoare buze. De jur împrejur sunt stații de... țel de irigare îngropate în pământ. Și aspersoare. Păi bă, stai un pic cum fură atâta, adică uite cât câmp e! Cum fură atâta de... Nici lumea electrică care deservea stație. Dar... Bă, uite, și uite câte, câte sunt. Deci au furat, practic, și electricitatea de aici. Deci aici, fix aici, era un bazin tampon. 40.000 de litri. 40.000 de litri, da. Cu cisternă. Și asta, e ciment pe dedesubt? Da, ciment. Până o să vezi o chestie. A fost dalate acest canal și au luat dalele de acolo. Sunt la oameni în curte, frumos, așezate, pavaj și așa mai departe. Și ăsta e, câte canale sunt? Și ăsta e unul din ele, deci trebuie să... Vom merge la stația de repompare, aia e mult mai mare. Aha. Și la urmă vom merge la canalul magistral, care face legătura dintre Telorman și Giurgiu. Dar înainte de 90 se ridica undeva la 220.000 de hectare pe raza județului de Lorma. Până în ce an s-au ridicat? Până nu aveai democrația asta la putere. Și ce s-a întâmplat cu ele? Praful și pulverea. În primul rând, și că ăia care a lucrat la irigație au furat în el. Că aceste stații avea arginți, drași, avea bun. Și a contribuit toată lumea. Eu nu pot să mă intru. Eu n-am furat în viața mea o piuliță și puteam să fur și un tractor. N-am să luăm de plus, de exemplu, să avem irigație, să faci 19.000 de kilograme la hectar, frate, e ceva. Anul ăsta au fost producțiile la noi pe Telorman de la 2.000 de kilograme până la 4.000 jumate. Rare au fost cazurile care au făcut 6.000 jumate, 7.000 de kilograme în zona de unde a plouat. Ce ar însemna dacă s-a repara? Cum? Ce ar însemna dacă s-a repara stațiile? Eu știu... Ar fi un aur pentru România asta. Păcat. Păcat ce pământ avem și mâine pe mine să moară lumea de acolo. Deci nu se poate așa. Deci a contribuit toată lumea la dezastrul ăsta. Și că a fost șef, și că a fost ultimul om, toată lumea a furat de el. A fost dalate acest canal și au luat dalele de acolo. A pus ei pe bătătura. N-am cuvinte. Mi-e jenă, am îmbătrânit, îmi vine să plâng. Tatăl nu a fost în primul război mondial și eu am trăit fără tataie, fără mamaie și nu iubesc această țară. Ar pleca acum, dar sunt prea bătrân. Am avut ocazie să plec în Argentina și îmi pare rău că n-am plecat. Și eu nu știam că există așa ceva.
Eu, reacția care se vede acolo e spontan, cum să furi atât acum, unde au dispărut toate? Tu nu erai născut când s-a întâmplat asta. Deci când s-a întâmplat ce vezi tu acolo, tu nu erai născut. Asta s-a întâmplat în 90-91. Deci atunci a fost o devalizare națională. Oamenii s-au dus la CAP-uri, la IAS-uri, au luat tot ce era de luat, au dărâmat tot și l-au cărămis sau plăci de azbociment, s-au dus la, pe canale de irigații, au luat aceste fire de curent, au luat dale din aceste canale. Au devalizat stațiile, erau transformatoare și alte panouri electrice. Numai că noi n-am stat. Eu am lăsat împreună cu ministrul Daia, Agricultură, un program de refacere a sistemului de irigații de 1 miliard de euro, care a început, noi l-am început. Și acum încă se lucrează la el. Unde s-a întârziat foarte mult? Păi în zonele în care au fost irigații. În Teleorma se lucrează foarte mult, în Giurgiu, prin Mehedin, prin Doljen, tot sudul, unde au fost sisteme de irigații. În afară de zona Moldova, care... Știu că la Brăila s-au făcut. În Brăila, în Giurgiu, în Călăraș, în Ialomița, în Teleorman, în Olt, în Dolj, în Mehedinți, și se lucrează în diverse stadii. Sigur că după ce m-au luat, ritmul a scăzut, adică au mutat banii de aici în altă parte, uh-huh, și aici au dat bani mai puțin. Și s-a mai făcut ceva. Deci am stabilit prin lege că apa pe aceste canale să vină gratuit. E singurul stat din lume unde se întâmplă așa ceva. Iar de la acele stații de punere sub presiune, că nu știa băiatul acum să-i zică SPP-uri, nu SPP-ul lui Pahom, de la asta de aici. Deci apa vine din Dunăre, într-o stație mare, sunt niște pompe uriașe cu niște țevi, un diametru foarte mare. Ea este împinsă de aceste pompe și dusă pe canale. Și de aici, de la aceste stații care sunt puse din, la o anumită frecvență, ele măresc presiunea ca să se ducă către țevile respective unde sunt aspersoare și celelalte instalații de irigat. Și în afară de asta am mai sprijinit înființarea UAI-urilor, adică Asociația Udătorilor, unde cei care sunt într-o anumită zonă și care au nevoie de irigații s-au constituit, au luat bani europeni și își fac cu bani europeni de la canal pe tarla rețelele de țevi, subteran, și cu prize de apă din loc în loc, unde vor mufa instalațiile de irigat pe care unii și le-au cumpărat, se urmează să le cumpere tot din acel program. Sistemul de irigații refăcut, ăla pe care l-a lansat Ceaușescu, ne-ar asigura o creștere a producției agricole de între 30 și 40%. Ceea ce enorm. Ar fi ceva enorm. Cu sistemul de irigații lăsat de noi ca și proiect Siret-Bărăgan, adică partea de nord-est, câmpia de nord-est a României, care poate funcționa mult mai bine pentru că l-ar veni prin cădere, da, deci pe Siret-Bărăgan, nu s-a început nimic la el, e între 1 miliard, 1,5 miliarde de euro, care în câțiva ani de zile nu se simte la bugetul României, ăla este făcut proiectul ca canalul magistral, adică ăla principal, pe care să vină, să se refacă albia Siretului și să se umple și de zone de hidroagrement. Cu tot felul de chestii de comerț, de alimentație publică, de sporturi nautice, pe toată această lungime, din nordul țării până jos, în același timp să aibă și rolul ăsta de irigație. E un proiect care poate aduce foarte mulți bani și sper să mai avem o dată posibilitatea, a doua oară, ca să ne apucăm și de ăla, că dacă ne apucăm de el, o să fie dus la capăt. Credeți că se poate face ceva? Vorbeam cu... Păi de asta se lucrează la el. Dar vezi, te doare când ai văzut așa ceva. Erai în ignoranță, nu știi, habar n-aveai. Pentru că... Nu știam că există așa ceva pe acolo. Stând foarte mult pe internet și sau la televiziuni, nu se vorbește despre asta, că asta nu creează rating. Dom'le, e plictisitoare chestia asta. Nu, e plictisitoare. Clipul ăsta a făcut 8 milioane de vizualizări. Dom'le, a fost cel mai... Da, eu o să caut, o să vorbesc cu ministrul Daia. Știu că noi mai aveam
poze, nu știu dacă și filmulețe, de la stațiile pe care le-am găsit și cum le-am făcut. Cum adică făcut. Vezi diferență. Deci asemenea ruine și să vezi cum le-am făcut. Și ce să vezi, Dane? Le-am făcut doar cu produse românești, adică cu instalații românești, instalații, panouri de programare, tot. Da, cum din v-ați România. Permis? Cum? Cum v-ați permis? A fost o crimă dictatură. Gravă, da, sigur că da. Adică niște băieți de la Botoșani, o firmă de la Botoșani care a dotat toate stațiile astea, niște echipamente ultra performante, pompe făcute în România, tot făcut în România. Și a mers foarte bine și la timp, au revenit oamenii care se pricepeau și fermierii așteaptă apa pentru că clima s-a schimbat. De ce? Pentru că iar spun de un proiect pe care noi trebuia să-l începem. Da, mă rog, pe mine m-au trimis la masterat. Și anume perdele de protecție. Da. Păi la noi, în Telorman, de exemplu, și în sudul României... E mare nevoie de așa ceva. Păi a apărut fenomenul de deșertificare. Iartă-mă, dacă nu mai ai pompi, normal, Delhi Orman însemna pădure nebună în limba cumană, că noi suntem cumani până la urmă. Nu mai ai pădure, nu mai ai nori. Nu mai ai nori, mai vânt și normal uscăciune. Că îți apare uscăciune. Cum poți să rezolvi chestia asta? Începând să plantezi. Dar nu haotic, ci există proiectul făcut. E proiectul făcut de foarte mult timp la Institutul de Cercetări Silvice. Există proiectul. Noi pusesem bani și urmea să fie finanțat. Numai că au apărut alte priorități ale guvernării Iohannis, PNL, USR și așa mai departe. Zicea domnul Samicalu... Apropo, știi cumva cele 60 și ceva de miliarde de dolari care au fost împrumutate de aceste guverne, la ce au fost folosite? Ai idee? Păi nu știu, că din septembrie anul trecut, nu, din septembrie 2019 până prin octombrie sau noiembrie 2020, cât am numărat eu atunci, România se împrumuta cu 1 milion de euro pe oră. Sincer, nu știu, probabil pe măști care au fost, deci măștile care au fost deci date. Nu știu, sper ca cei de la Curtea de Conturi, sper să nu fie atât de fricoși și să și facă datoria și să vadă ce s-a întâmplat cu banii ăștia. Că poate au făcut o stație spațială, noi habar n-avem, și îi înjurăm degeaba. Romanian Space Station. Dom'le, nu știu, cu Liviu Dragnea. Măcar să spună. Înțelegi? Dar nu se spune nimic. Se vorbește de tot felul de chestii care nu sunt foarte importante, din păcate. Dar mă rog. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Să zicem că ați ajuns... Încă una. Să zicem că ați ajunge la putere, ați fi președinte, prim-ministru, ați avea puterea să faceți ce vreți, să fiți dictator. Ați dat voie, ați dat voie oamenilor să intre în spitale, să vadă cu ochii lor ce se întâmplă și ați da din nou verde la autopsii? Da. Dacă aș fi dictator, i-aș obliga. Nu că aș okay. da voie, i-aș obliga. Da, e normal să se întâmple chestia asta, bineînțeles. Deci, noi acum suntem într-o situație sanitară, medicală, într-o criză medicală cum n-a mai fost în România, sau cel puțin eu nu am trăit așa ceva. Și atât de mult îi aud pe șmecheri ăștia de la putere în frunte cu Iohannis, care tot ceartă poporul român, că nu e educat, că e rebel, că nu înțelege importanța vaccinului. Mă, frate, dar voi nu v-ați pus problema dacă vă mai crede cineva? Că poate din acest motiv oamenii nu se vaccinează. Pentru că ați tot mințit pe de o parte, pe de altă parte au folosit politic acest necaz prin care trece România și prin care trece lumea. Care mai de care să iasă în față să spună gata, am rezolvat pandemia. Oricum pandemia nu putea să o rezolve Iohannis, putea eventual epidemia din România, pandemie la nivel național. Care până în iunie, Eugen Chiracu, de v-am spus mai devreme, el ca să se instaureze starea de urgență, trebuia ca Ministerul Sănătății să facă un studiu în care să vadă dacă declară sau nu epidemie. După ce se declara epidemie, atunci putea să se facă, să se declare starea de urgență. Bun. În mai sau iunie 2020,
Eugen Chiracu a făcut rost de document ștampilat parafat de la Ministerul Sănătății, în care a spus, spune, scrie negru pe alb, că nu existau numărul de cazuri necesare pentru a instaura epidemie în țară. Bun. O să vorbesc sincer și pe șlau, ca să zic așa. Mie mi se pare că acum este lupta de care spuneați mai devreme între globaliști și noi, da? Și ce se întâmplă la noi în țară, pur și simplu sunt mesaje pe care ei trebuie să le trimită mai departe. Nu cred că se fac într-adevăr studii sau mai știu eu ce aici de oamenii noștri, ci pur și simplu urmează ordine. Da? Și atunci când te duci în America și vezi ce se întâmplă și acolo, care e exact aceeași vrăjeală ca peste tot. Doar la scară mai mare. Doar la scară mai mare. Atunci spui o întrebare, stai un pic, care e treaba cu pandemia asta? Ce se întâmplă? De asta v-am întrebat dacă ați dat voie la... Vreau să vă văd poziția. Dacă ați dat voie la oameni să intre în spitale, să vadă cu ochii lor groaza care tot apare. Și doi, autopsiile. Hai să vedem și noi de ce s-a... Bun, de ce nu dai voie? Care sunt motivele? Eu n-am reușit să... În afară de faptul că, domne, aia nu se poate, aia nu se poate, aia n-aveți voie, aia trebuie făcut așa, punct. Bine, m-am înțeles asta, dar zi-mi, tu cum explici de ce nu se poate aia și de ce trebuie făcut aia altă? Din moment ce poți să-ți iei toate măsurile de care vorbești tu, cu bodnița, cu mănuși, poți să-i pui și vizieră din aia. Domne, lasă-l să vadă și doi, cu autopsiile, de ce nu? Pentru că atât de multe lucruri au fost speculate și au apărut, încât sigur că și asta și modul în care au gestionat comunicarea asta tâmpită a făcut să apară cel mai mare grad de neîncredere în autorități în ceea ce privește pandemia din lume. Și oamenii nu au încredere, au început să fie speriați de vaccin. Da. Dincolo de faptul că unii spun că nu există acest virus, alții spun, doamne, nu vreau să mă vaccinez, mi-e frică că nu știu ce mutații se întâmplă, nu știu, abar n-am. Plus că au ieșit studii acum, arată că nu e eficient. Dom'le, exact. Dar vii cu aceste măsuri ca să arăți că tu ești foarte bun. Că tu ții mână chestia asta, că tu poți să ieși să spui în iunie am învins pandemia, adică pandemia globală, mondială, că pandemia asta înseamnă pe tot globul. Băi, învins-o. Și ce ai făcut? Ei da drumul după aia, după congresul PNL-ului, ce s-a întâmplat? Adică el n-a omorât pandemia, a învins-o, a luat-o prizonieră, a băgat-o la Cotroceni și a vorbit cu Cățu, băi, hai ternați mai repede că bate asta din picioare. A ternat congresul, a dat drumul la pandemie iar. Și uite că avem atâtea cazuri de morți, da? Din păcate, români morți și mulți dintre acești români mor cu zile, adică au murit cu zile. Nu e de vină aici sistemul medical, nu e de vină aici dotarea din spitale, pentru că eu sper că cu acele zeci de miliarde de euro au dotat spitalele. Păi, în același timp am văzut că au luat foc 10 sau 11 spitale. Păi cum poți să spui că, dom'le, nu face față instalația? Păi tu ce ai făcut cu banii, frate? Totuși, bun, 120 de milioane de vaccinuri, ok, nu știu câte milioane de măști, 100 sau habar n-am, că nu știe nimeni. Cu niște prețuri exorbitante. Și totuși, unde sunt restul de bani? Ce ai făcut cu ei? Domnule Drăgnoș, sunt ăla conspiraționistul. Da? Da. La începutul anului, zis, nu că o să vină, o să vedeți că o să bage Green Pass chestii, nu, lasă și conspiraționist, uite că se întâmplă acum. Vreau să vă întreb de colectiv. Mi s-a părut ceva ciudat acolo și eu trebuia să mă duc în club. Îi mulțumesc să rămân așur, chiar că mi-ai zis să vin la Alexandria în seara aia. Prea a fost totul prea perfect imediat după. Prea perfect în sensul politic. Ok, a picat ponta și au venit... A fost prea perfect. Și eu am auzit foarte multe lucruri, dar am luat o decizie de mult. Nu vreau să abordez subiectul ăsta pentru că nu vreau să fac cum au făcut alții, să folosească tragedia acestor familii, moartea acelor copii, pentru niciun fel de teorie. Și aș vrea să înțelegi că nu vreau să abordez subiectul. Hai să revenim pe Tellerman, mergem pe Cancan. Da. Este o jurnalistă, Carmen Dumitrescu, în Tellerman, și ea a fost foarte
contra PSD, contra Liviu Dragnea special. Acum, zvonul e în felul următor, că vă îndrăgea și nu ați mers mai departe și de asta a răzvrătit-o pe ea foarte tare să vă atace după. E adevărat sau nu? Nu. Ok, ok. Cam... spune prostii. Mă rog. Ce poate să facă Tellerman? Cum a ajuns ultimul? Cum... Dane, nu... sugerez să nu mai rămâi în această minciună. Tellermanul nu e ultimul. Asta este o minciună. Ok. Deci nu e ultimul. Fă-ți timp și fă rost de date statistice. Întreabă în stânga-dreapta, te pot ajuta și eu să spun unde să cauți, nu să spun, să spun unde să cauți și să vezi evoluția acestui județ. Eu când am venit, de exemplu, președinte de Consiliu, dar în 2000, în Tellerman exista o jumătate de comună cu alimentare cu apă și un sfert de comună cu canalizare. Și nici un kilometru de drum asfaltat. Zero. Adică figura ca și asfaltat în documente, dar erau numai gropi. Adică cine intra din Tellerman din Argeș sau din Giurgiu, deci ne înjura ca la ușa cortului. Se rupea mașina în două. Cred că situația e schimbată. Acum. Exact. Doi, sunt multe comune cu alimentare cu apă, multe comune cu canalizare, multe comune în care și inclusiv ulițele sunt asfaltate, multe comune care, la care s-a oprit procesul de depopulare pentru că nu mai ajungea nici mașina cu pâine și oamenii plecau. Viața economică a început să se mai ridice. Uite-te doar, fă de câteva ori drumul București-Alexandria seara. Nu spun vineri sau duminic. Da, da, da. Ca să înjur. Nu, domne, într-o zi de săptămână. Eu l-am tot făcut. Păi, traficul de ce? E... înseamnă că se mișcă lucrurile. Uh-huh. Astea sunt niște vrăjeli, da? Ca să, așa, într-un limbaj academic. Că, domne, Tellerman nu e deloc pe ultimul loc. Și are un potențial de dezvoltare destul de bun și care va fi folosit. Numai că a fost luat dintr-o zonă foarte, foarte joasă. Uh-huh. Adică în 96-2000 Tellermanul se dusese foarte rău. Adică nu prea mai erau speranțe. A fost o muncă decisiv. Eu în aia 12 ani de zile, cât am, că 12 am fost, nu mai știu. Da, președinte de Consiliu împreună cu oameni din Consiliu, anchetați de DNA, cu dosare făcute, am adus peste 1 miliard de euro în acel județ prin toate sursele de finanțare. Prin toate sursele de finanțare. Și asta s-a simțit. Adică asta a dat, să spun, a fost un motor de dezvoltare și care are rezultate și acum. Are, o să aibă perioade mai bune, perioade mai rele, dar depinde și de guvern. Care e marea diferență între Tellerman și Old, de exemplu? A, că avem drumuri mai bune. Da. Exact, sau față de Giurgiu, sau față chiar de Ilfov, sau de Argeș, avem drumuri mai bune. Păi, cum adică suntem pe ultimul loc? Asta e o prostie. Asta a și făcut ca telormanenii să nu țipe pentru autostrada București-Craiova, care să treacă și prin județ, așa cum au țipat aia din Iași. Adică de ce să nu țipăm? Păi sud României n-are nevoie de autostradă? Nu are dreptul la dezvoltare? Cum e posibil așa ceva? Nu împotriva, nu în detrimentul altora. Dumnezeu, dar și pentru noi. Și noi, da. Exact. Dar spun, bă, voi sunteți ultimii. N-aveți voi nas să vorbiți. Ce vorbești, frate? Cum adică suntem ultimii? Ca un șmecher care spune el, domne, că nu știu dacă avem librării prin Alexandria. Bă, ești bun, bă, gradatule. Cum vă spun niște nume, spuneți-mi... Da, tu, cât ne mai ții pe aici? 10 minute și... Bine, în regulă, te-am întrebat. Dar mie îmi place că aflu lucruri, okay, și regulă, simt. Da. Eugen Prăvălescu, ce puteți să-mi spuneți? Ce, o caracterizare în 3 cuvinte. Cine e? La PNL, parlament, senator de... Ah, la Tellerman, Prăvălescu, da.
Nu știu foarte bine, adică n-am ce să spun. Sincer, nu îl știu. Nici dinainte, nici de după, nu știu ce să spun. Dar, păi stai puțin, stai că mi-am aminte. Că asta am citit. Deci știu că el era cu Orban. Scria Tim Orban, scria la un moment dat pe el și se ducea cu organizația să susțină pe Orban. După aia, cu totul întâmplător, a fost chemat la DNA și a fost pus sub control judiciar. Și cu totul întâmplător, după chestia asta, la două zile, a fost timp... Echipa câștigătoare. Nu, a fost cu echipa câștigătoare. Astea sunt doar niște întâmplări întâmplătoare și numai pure coincidențe. Deci asta spune mult despre un om. Paul Stancu. Paul Stancu a lucrat la Hidrol sau da. Mai e și acum la Hidrol, în ce țin eu minte. Dom'le, nu vreau să discut despre lista de parlamentari a noului PSD din Telorman, pentru că mi se face rușine de ceea ce am făcut eu cu acest partid, cu vechiul PSD în județ. Faptul, în primul rând, faptul că ei au făcut în așa fel încât Carmen Dan să nu mai fie în Parlament, a fost o acțiune care a trădat lipsa de caracter și obediența față de noua conducere a noului PSD, să zicem, Ciolacu et Company, Stănescu și așa mai departe, care le-au dat ordin că Carmen Dan nu trebuie să mai fie pe listă, că, vezi, Doamne, era apropiată de mine. Uh-huh. Ca și cum ei toți nu au fost puși de mine unde au fost, în vechi PSD. Asta unul. Doi, nu știu, n-am văzut, n-am auzit pe niciunul din marile personalități de la nou PSD din Telorman care au ajuns în Parlament să aibă vreo zicere, să aibă vreo acțiune, să facă ceva. Deci nu am ce să discut despre ceva ce nu există, adică parlamentari PSD de Telorman. Domnul Cristescu postează selfie-uri pe Facebook. Nu știu, e problema dumnealui, v-am spus, ți-am spus lucrul ăsta. Alianța pentru Patrie, partidul ăsta pe care îl sprijin, va avea un alt mod de a face listele de candidați. Când se va ajunge la vreun scrutin locale, parlamentare, europarlamentare și așa mai departe, nu așa cum s-au făcut listele în 2020. Făcut urât, s-au făcut după metodele din anii 90. S-au făcut listele acum. Nu așa trebuie făcute listele pentru un partid, dar asta este, repet, problema lor. Nu, n-am niciun fel de speranță de la ei. Nici nu vreau să vină cineva de la PSD, la APP. Probabil că o să mai ajungă câțiva. Dar sunt mulți care râd că e la uși. Pentru că e un val foarte mare de înscriere în APP, foarte mare. Unde se pot înscrie oamenii? Online. Pe site-ul APP. E o aplicație, o completează, după care primești de la mine câteva cuvinte, primește și ulterior modelul de adeziune pe care îl completează și devin membru și se înscriu se ia legătura cu grupul de inițiativă care s-au făcut în toate județele și deja acum s-au dus și în localități. Și acum sunt în procesul de facere, de sedii, de găsire de spații, de lucrat la manifestul politic, de umplut cu substanță ideile care au fost promovate. Și îmi scriu, sunt mulți oameni la țară, care ei așa spun, Partidul Dragnea, vreau să ne scriem acum. Acolo se ajunge mai greu, că nu sunt structuri, un partid fără bani, în primul rând, și fără structuri, dar o să ajungă la oameni, că oamenii acolo nu intră pe net, ei vor să semneze aia și să primească legitimația, să știe că sunt în partidul ăsta pe care îl sprijin și în care au încredere și o să crește mai mult decât, într-un ritm mai mare decât m-am așteptat. Asta trebuie să recunosc. Și ne-a luat puțin cam pe nepregătite,
Dar lucrurile au început să așeze și sunt 95% din cei care au intrat n-au făcut parte din niciun partid politic, n-au făcut politică, sunt oameni de afaceri tineri, foarte mulți oameni de afaceri tineri, sunt medici foarte mulți, cadre didactice, ingineri, fermieri, mulți, sigur, muncitori și toate categoriile de vârstă și de pregătire și din toate zonele și pun o presiune foarte mare, domnule, bun, m-am înscris. Acum ce? Eu am primit foarte multe mail-uri și am răspuns la fiecare, adică am stat și ziua și noaptea, că prima, știu că ăsta e un robot și zic, îmi trimiteam imediat. Încă n-am devenit robot. Robotul e la Cotroceni, eu nu sunt robot. Și zic, hai să discutăm. Și vor, domnule, hai să vă apuc de treabă. Zic, bun, aveți puțin de răbdare, că deocamdată trebuie să ne găsim un sediu. Celelalte partide din Parlament au milioane de euro fonduri în buget. Bă, nu, e problema lor. Noi n-avem niciun bani. Nu e problema lor, pentru că asta e un lucru foarte important. Nu. E problema lor cum îi gestionează. Sigur că ei folosesc o parte din banii ăștia să ne blocheze pe unii pe la televiziune, prin contractele. Cât costă prezența unui partid parlamentar pe lună la o televiziune? Dar nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva, adică nu e un tarif. Un partid poate să facă contracte de promovare a politicii partidului cu orice instituție de presă. Cam care e bugetul lunar pentru... Păi în funcție de ce buget are partidul și de cât vrea să fie promovat. Okay. Adică tu poți să-ți dorești să cheltui 10 milioane de euro pe promovare, dar dacă ai 1000 de euro, cred că ai o mică problemă până găsești diferență. Deci în funcție de câți bani au, dar e problema lor cum îi folosesc. Eu asta am vrut să spun, că sigur eu cât am fost președinte al vechiului PSD, neavând atât de mulți bani, am reușit să și cumpărăm sediu. E singurul partid care are sediu cumpărat, în care stau ei acum. Și am putut să gestionez banii în așa fel încât să ne provocăm cât putem, să și plătim datorii istorice de la vechii președinți, și vorbesc datorii istorice și mari, dar niciodată n-am vorbit cu cineva de la presă, domne, uite, am făcut contractul ăsta, dar pe lângă ăsta mai avem o înțelegere. Dan Dobre nu vreau să apară. Uh-huh. Domne, nici măcar să nu se pronunțe numele din vreo greșeală acolo. Deci nu există la voi. Așa ceva n-am făcut. Din păcate se face asta. Unde? La ce canal? La PSD. Se face la Antena 3 și la RTV. Adică aceste două televiziuni m-au invitat imediat după ce am ieșit să fiu prima dată la Antena și ulterior la RTV și am zis da. Și cu 20 înainte de fiecare emisiune programată mi s-a spus că nu se mai poate. Dar nu e o problemă. Deci nu e o problemă. Eu chiar nu vreau să le afectez ratingul. Și folosesc orice canal de comunicare. Pozitiv să-l afectați. Dom'le, nu știu, orice canal de comunicare unde am acces. Dacă o să mai am acces la tine pentru o dată ulterioară, fiind, dacă nu o să mai am acces, o să spui, dom'le, a apărut ceva, am o mică problemă și nu mai poți veni. Cu mare drag. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația. Avem de discutat, trebuie să îți ordonez mai bine lucrurile pe care vrei să le afli. Și atunci o să fie o emisiune cu mai multe știri. N-am vrut știri, scopul meu prin podcastul ăsta am vrut să vă simt. Asta e... Puteai să pun pahar de vin, dacă vrei să mă simți. Că tot suntem la asta, hai să mai stăm 5 minute dacă se poate, dacă doriți. Nu, okay. Nu, data viitoare. Eu mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu. Și succes. Mulțumesc la fel.